Proiectul de lege trebuie să treacă de Parlament, dar dacă va fi adoptat, Ministerul de Finanțe consideră că va aduce mai mulți bani la buget. Asta pentru că șoferii care nu vor vrea să rămână fără permis vor trebui să-și plătească amenzile în termen de 60 de zile. Dacă cineva nu și-a plătit amenda 60 de zile, îi se ia carnetul. Da? Deci aceasta considerăm că va fi o constrângere foarte, foarte puternică pentru cei care au amenzi de circulație să-și plătească, altfel vor avea și această consecință secundară, să spunem, dacă este de impact. Nu vor scăpa de sancțiuni nici conducători auto care sunt amendați în alte localități decât cele de domiciliu, și asta pentru că se lucrează și la un sistem integrat care să contabilizeze amenzile și plata acestora. Se lucrează la un sistem unificat de evidență a amenzii, a proceselor verbale de amendă și a plăților, astfel încât să știm întotdeauna care au fost amenzile acordate, care sunt plătite, care nu sunt plătite, de câte zile nu sunt plătite. Pentru că momentan un cetățean din satul mare, dacă este amendat de poliție la care își plătește amenda la Oradea, greu se pun aceste informații cap la cap ca să se știe care e situația. Motivul pentru care se dorește o nouă lege în ceea ce privește încasarea amenzilor este colectarea dificilă la nivelul unităților administrativ-teritoriale.